Mâine în Biserica Ortodoxă Română va fi sărbătorită icoana Maicii Domnului Prodromița de la Muntele Atos. Cu acest prilej, paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului își va sărbători hramul de vară. Locașul de cult adăpostește o copie icoanei făcătoare de minuni, care se păstrează la schitul românesc Prodromu din Muntele Atos. Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului a primit hramul Icoana Maicii Domnului Prodromița în anul 2011, cu prilejul slujbei de sfințire oficiată de Patriarhul României. Tot atunci a fost sfințită și Icoana Prodromița, sărbătorită în fiecare an în biserica noastră la 12 iulie. La hramul de vară al locașului de cult participă de fiecare dată sute de credincioși din capitală și din țară. Mâine Sfânta Liturghie va fi oficiată de preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Ca în fiecare an, Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului își servează unul din ramuri și anume cinstirea Sfintei Icoanei Prodromița, pictată în chip minunat la Iași. Mâine, Sfânta Liturghie, la ora 9, slujba arherească și așteptăm credincioși din Ardeal, din țară și din, din București. Icoana o vom scoate afară spre închinarea credincioșilor pentru a fi o fluiditate mai bună mersului și va rămâne afară la închinare până la ultimul credincios. O vom ține cât este nevoie. În paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului sunt rostite zilnic rugăciuni către Dumnezeu pentru ajutor în buna desfășurare a lucrărilor de construire a viitoarei Catedrale Naționale. Pentru ziditorii și lucrătorii care muncesc pe șantier, dar și pentru ctitorii și donatorii care contribuie la înălțarea am.